nicio ocazie să punem noi vaccinul copilului. Vaccinurile salvează vieți. Părinții răspund de, în totalmente de copilul pe care îl au. La vârsta de 18 ani, părinții răspund de, în totalmente de copilul pe care îl au și doar ei sunt în drept să decidă ce să fac, cum să fac copilul său. Totuși trebuie să ne conformăm legilor statului. A fost foarte teamă la prima vaccină de la 2 luni. Medicul de familie mi-a dat să facem și analizele de sânge și urină la copii și după ce vede că totul este ok, el ne permite să mergem la vaccin. Eu mai mult m-am speriat că acuși o să fie ceva efecte adverse, nu a fost nici măcar o febră, nu am avut niciodată ceva dubii că nu trebuie să le pun, să mă gândesc, mă auzeam de la alte mămici că nu le pun, că ceva se, nu știu, trece în organismul copilului. Chiar nu de mult am pus ultima vaccină care conform graficului de vaccinare. Nici o minută după ce a pus vaccina, ea s-a liniștit deodată că a văzut că nu e așa de strașnic. Le-am spus că următoarea vaccină o să fie la 15 ani și ele au spus, hu, ce de bine! Eu sunt pro-vaccinare, pentru că consecințele sunt foarte, foarte rele și poate se ducă chiar și până la deces. Copiii mei nu au niciun vaccin. Slavă Domnului, sănătoși! Se pune întrebarea cu ce ocazie să punem noi vaccinul copilului atunci când știm că vaccinurile, într-adevăr, prezintă reacții adverse. A fost o perioadă în care ne-am documentat ambii, am întrebat pe la medici, prieteni. Inițial ne gândeam că o să facem preferențial anumite vaccinuri, pe urmă ne-am limitat. În general, nu le-am făcut. Eu, desigur că 99% că aș face vaccinul la copii, dacă mie mi s-ar da un document de la Ministerul Sănătății sau de la compania care produce vaccinurile, că nu vor exista efecte adverse și dacă vor exista, vor răspunde pentru asta. Fetița mea are deja 3 ani și dacă nu o să-i permită să meargă la graniță, ultimul pas care va fi să dăm statul în judecată, pentru că statul nu o să vrea să ne asigure dreptul la educația copilului.